Da, haide să-l chemăm alături de noi pe un prieten care ne este foarte drag. A fost mare ștab în Pakistan pentru că s-a măritat fica unui mare bogătaș de acolo, iar Adi Sână din România s-a dus să recânte nuntașilor. A făcut super senzație. Ce mai? Haide să vină să ne povestească, să vedem și imagini, pentru că alături de noi este unul dintre cei mai eleganți artiști din showbizul românesc, Adrian Sână! Exact cum ziceam! Exact cum ziceam, unul dintre cei mai eleganți. Te salut, Adrian. Te salut, bine ai venit, Adrian. Băi, ați schimbat pe aici multe chestii. Am pus parchet, ușă. În sfârșit avem și noi ușă. Să rămână. Îți fac cunoștință, prietenele mele, Tili, Laura Cosoi. Să rămână. Ia, și tu aici cu noi. Băi, să vezi aici ce nebunie. Unde vrei tu să te simți bine? Păi nu, stai tu jos. Nu, te rog, ești la noi acasă, adică te simte-te bine. Bă, am văzut imaginile din Pakistan, ai fost la nuntă, ce nuntă a fost? O nuntă, cred că normală. O nuntă normală în Pakistan? Da. Așa? Păi se mai căsătoresc oamenii și acolo, îți dai seama. Din ce am înțeles, a fost una dintre zile, că ei fac 3 zile de eveniment. Nuntă. Da. Ei fac practic 3 într-unul. Așa? 3 daruri. Și nu am știut exact unde voi ajunge și ce fel de eveniment va fi. Să te vadă bine și din Pakistan pe ProTV Internațional. Nu că le-am zis că vin la ProTV. Da. Că suntem transmiși și în Pakistan acum. Bineînțeles. Sunt ProTV Internațional. Da, Laura. Okay. Așa și? Zine, că vedem și imagini. Și m-au întrebat tot weekendul. Cum a fost la TV? Păi zic, nu, n-am ajuns încă luni. Ok. Perfect. Și ai fost în Pakistan la o nuntă destul de puternică, ca să zic așa. Da, ăsta e evenimentul. Poate că un pic de sunet ar fi. Ia. Mireasa era în stânga, da? Care e mireasa? Nu se vede acum. În roșu nu e mireasa, nu? Astea erau surorile miresei. Câte avea? 4 surori sau ceva de genul ăsta. 4 surori și aici, deci era o nuntă. Asta era, practic, asta era mireasa. Aha. Și aici îți știau cântecele, pentru că asta te duceai. Cântai acolo, uite cum cântau piesele tale. Da, deci au știut toate cântecele de la începutul concertului până la final. Mi se pare ce senzație, da. Dar îți dai seama, la o nuntă în Pakistan, adică nu la un concert în aer liber, unde ai mai fost de atâtea ori cu cei de la... cu accentul, nu? Da, ia uite. Ideea e că știu toate piesele mele, tot repertoriul și nunta, mă rog, evenimentul din ziua asta a fost practic petrecerea ei de nuntă. Înțeleg că și el a avut o petrecere. Adică petrecerea și... burlăcițelor. Cumva, da, nu știu. Dar sunt și burlăci pe aici. Ceva, nu știu, e complicat cu tradițiile la ei. Ia uite reacția la despre ei. Ia. Și mă, nici mai cântai, cântau ele toate. Da, ideea e că n-am știut la ce să mă aștept și când am ajuns acolo... Dar unde a fost? Că și locul arată fabulos. În orașul Lahore. Și n-am știut la ce să mă aștept, sincer. Dar înăuntru ce era acolo? Că era o flori, sală multe, de ce? Evenimente, nu-mi dau seama. Dar mișto. Deci, e... Nu, era o sală foarte decorată, cu foarte multe flori. Cum ne, mă rog, ne facem și noi când vrem să ne căsătorim așa un mood board, dar nu prea se întâmplă, că atunci când îți vine, știi, oferta de la florări, zici, da, nu ne stați vreo 2-3, dar în bază, așa e ok. Important sunt mirii. S-a furat mireasa? Mă rog, nu era, stai că nu era. Nu știu, că dacă fura cineva mireasa, cred că se lăsa cu altceva. Dacă fura cineva de acolo, era, se termina rău. Și tu cât ai cântat sau cum a fost? Am cântat vreo oră. O oră? Da. Îți dai seama, Adi, probabil la un moment dat, după ce a terminat, vrea să plece și cred că a zis tatăl miresei, încă o piesă vrea mireasa. Nu, am vorbit doar cu mama. Încă două piese. Nu, am vorbit doar cu mama miresei și sunt niște oameni foarte educați. Mireasa studentă, sau mă rog, a terminat la Londra studiile cu soțul ei, adică o familie foarte, foarte ok. Nu, foarte educată. Lor, Nu, n-au exagerat, mi-a întâlnit programul, mi-au mulțumit, au zis că a fost superb. Nu, n-a fost nimic ieșit din comun. Pe cât? Tot cât onorariu ne interesează în Pakistan? $100. $100 pe secundă, calculează Ciucă, ori 60 de minute. Dar a fost, e prima nuntă la care cânti în Pakistan? Nu, am mai fost la vreo două. Am mai fost la vreo două și...
nu știu, s-a creat așa un, o poveste frumoasă și încep, am început să am foarte multe cereri. Da, acolo e star, o să și le, în Pakistan, o, și în India. Da, și o să le propun astea. Și prezentator. Bă, pentru în sfârșit, bă, asta da, vezi, asta mi se pare mie foarte tare la voi, la, la artiști. Bă, poți să cânti oriunde în lumea asta, muzica asta ajunge la oricine, transmiți. Eu mai să prezint mai sus de Pașcan și de Hârlău. Da, cum ziceam, știau toate piesele. Și mai e o vorbă în Pakistan. Nu l-ai pe Adisână la nuntă, nu contest, tati. Cam așa e, da. Păi exact cum ziceai și tu ceva mai devreme, că ai mai fost la alte, la alte nunți. Da, am fost și, știi că eu am și proiectul ăla în România, Wedding Crashers. Care este care superb, e altceva. Superb, superb, superb. Serios, mulțumesc mult. Da, mi-a plăcut mult de tot, ne-am întâlnit la ceva evenimente împreună. Iar chiar la Dani, la unul dintre prieteni noștri. Băi, deci am stat și nu-mi venea să cred câtă energie, superb, foarte mișto. Mulțumim frumos. Ne place, o facem cu pasiune, asta e foarte important. Numai o secundă, că s-ar putea să luăm niște nunți. Stai să vezi. Voi cât ați făcut? Păi nu, da, câți ani ați făcut de la nuntă? 6. 6? Adică stai pe 6 ani? Exact atât am făcut și eu de la nunta noastră. 6 ani? 6 ani? Da, 6 ani de la nuntă și imediat 10 ani de relație. Și la tine? Da, zău? Cu cuvânt, dacă nu. Tu 10 ani de relație și la tine? 11, aproape 11. Suntem în sincron. Da, numai o secundă. Câți copii tu, Adi? Păi 6. 6 pe bine. Okay. Aici s-a întâmplat aici ceva. O să... Aici s-a întâmplat o mică problemă. La tine, Tini, câți ani de la nuntă? 11 și vreo 16 de relație. Haideți că plec, e ok. Și buchetul? Cu... are o chestie. În fiecare an îi aduce Popescu, soțul ei, un băiat extraordinar, același buchet pe care l-a luat ea, l-a primit, zi, l-a avut mireasă, de buchetul de mireasă. Serios? Bă, deci dacă nu îi aduce la găsește? Fel, nu știu, bă, l-a uitat băiatul săracul de el. Mamă, iar e apărarea. L-a terorizat. Îți dai seama că acum dacă vede Anca emisiunea vrea și ea la fel. Anca, te pupăm să știi că e foarte mișto tradiția asta să-ți aducă buchetul din ziua anunții. Bă, dar poate să uită și Andra, nu știu de ce. Da. Da. Asta că-i spune sărat, a uitat. Da. Când vii odată... Popescu ne-ai dat greu. Popescu, da, exact, Popescu ne-a dat greu. Când vii odată cu trupa să faci când spectacolo? Când vrei tu, chiar când... Pentru că mi se pare că trupa asta, care e pentru evenimentele astea, pentru nunți, pentru petreceri, e un fel de nostalgia și un fel de... de toate. Am încercat să... Ce faci pe 30 luna asta cu fetele? Că știu că sunt niște fete în trupă... Da. Pe 30 ești și Sfântul Andrei și facem show pentru cei de acasă, luna asta. Trebuie să verific cu tot bandul. Știi că acum e perioada asta de COVID, sunt plecați. Am înțeles, dar marțea viitoare, numărul idee. Fetelor le sun, eu să le întreb dacă sunt ok, dacă au ceva în program. Da, ok. Bine, hai că... În principiu, pe 30 facem un pic așa, bine. Spectacol. Ok, dar ce e pe 30? E Sfântul Andrei. Și să bucurăm poporul întreg. Bine. Că e liber. E liber. Hai. E pe 30 și apoi ești 1 decembrie, ziua României. Ok, și ai o emisiune mai lungă, ok. Gata. Bine, gata. Perfect, deci pe 30, în principiu, Adi Sână o să vină cu trupa. Stai că nu vii cu accent cu asta, deci este... Nu, vin cu bandul meu și cu cele două fete talentate și frumoase. Păi da, dar nu se numește The Crash, nu știu. Wendy Crashers. Asta, pe de asta, să vii exact și așa, adică spărgătorii de nunți, pac. Da. Perfect. Ce tare. Da, foarte, foarte tare. Și mă bucur mult că am văzut imaginile astea din Pakistan. Mi s-au părut senzaționale. Schimb de cultură. Am mai trimis o poză. V-am trimis o poză cu era mireasa, mama și surorile. Senzațională poza, poate. Ia. Dacă e la îndemână. Să vadă fetele, pentru că era de efect. E asta? Nu asta, că asta e cu... Asta e. Opa. Stai, stop. Stop să facem analiză pe poză. Deci care e în stânga ta? Mireasa, cum ne uităm noi la ecran, e în dreapta, da. Cum în dreapta, mireasa? În dreapta, aia în bej, nu? Da. Aia e mama, apoi. În dreapta, după aceea mama, după aceea sunt eu acolo. Da, în exact. Două surorile. Și, da, și surorile în stânga, cum ne uităm, da? Nu înțeleg. Deci aici e mireasa? Da, da. A, mireasa e în margine de tot, adică. Da. Mireasa, mama lui mireasa. Exact. Adrian și surorile. Da, exact. Family. Family, foarte fain. Foarte frumos. Super. Bă, chiar super. Bravo. Fetelor, voi, când aveți de gând să călătoriți și voi... Da, am crezut că ne întrebai când să divorțăm, că poate când vine, nu știu, face un show, ceva, altceva. Ai avut și cereri de genul ăsta? Nu. La petreceri de divorț? Păi asta nu înțeleg, deci toată lumea e tristă așa, știi, când trebuie să susțin tinerii care pleacă fiecare pot acolo. Care nu mai sunt tineri. Tineron, inima lor. Care și-a apucat tinerețea. Deci noi ce? Care era întrebarea concretă? Întrebarea dacă era vacanță, dacă... Sau dar ce? Voi faceți emisiunea tot timpul împreună? Sau... Da, urmează! Noi de acum înțeleg, înainte aici vom sta la tocmai sau... ce... Nu, dar ți se pare că ne potrivim, nu? Da. Ne potrivim, nu? Aveți ceva în comun, da. Facem echipă bună avem împreună. Avem echipă, avem valoare.
Te uitai la blog când se țin niște imagini cu fetele de la blog? Chiar mă uitam la blog. Pe bune? La blog mă uitam la blog. La blog, stăteai la blog și te uitai la blog, da. Dar era nebunia aveai atunci. Aveai personaje preferate? Nu le mai știu, dar îmi plăcea de voi. Ați fost tot timpul frumoase așa. Uite-le. Ia uite. Da, da, și noi. Și noi, cam Pakistan. Stai un pic să mă gândesc exact cam Pakistan și voi. Care-i mireasa? Da. Dar stai, acum mă gândesc. Asta este prima ședință foto a noastră. A fost pentru Acasă TV, mi-amintesc perfect. Acum 20 de ani? Nu, Acasă TV. Acum 20 de ani era și era Accent, pe brușul, nu? Asta mică de da, acum 20 de ani era Accent. Da. Acum 20 de ani era Accent și voi... S-a inventat Accent. S-a inventat Accent, adică și voi frumușei din Accent, fetele de la bloc, da, adică... Da, dar ne-am intersectat sigur pe undeva. Ne-am intersectat, dar tu nu ne-ai băgat în seamă și... Opa! Deci nu te-a băgat în seama, Adrian? Am vrut să cerem un autograf și eram cu băieții și... Nu cred! Era de la bloc, era... Aveau emoții toți. Deci erai, ți-a aduce aminte momentul? Da, normal. Zi, da? Nu cred. În momentul când am văzut-o prima dată pe... Pe Laura? Ai vrut să cer autograf și n-am dat. Nu, bine, bine, Cătălin, să ne înțelegem, în rarele ei apariții, pentru că nu stopera pe platou, adică că s-a nu dus mai, nu, sigur ne-am văzut la petrecerile de Rebelion, filmările de Rebelion, câțiva în rând, adică sunt convinsă. După aia. A, după aia, ok. Episodul a fost înainte. Da? Episodul a fost când Accent era o trupă debutantă, voi deja erați la blog, dar uite că e important, e după atâția ani că suntem toți aici și e fain. Adi, felicitări, jur. Mulțumesc și vouă, felicitări. Mulțumim. La toată lumea. Ne vedem pe 30. Ne vedem pe 30, da. Ne vedem pe 30, asta zic și eu, adică... Bă, nu veni și voi? Hai că ce și mâncare de sunt, doamne. Când pică? Marța viitoare. Dacă ai mâncare, vin că... Marța viitoare. Hai, veniți? I-am încurcat programul soțului, nu mai pot să lipsesc pe 30. Dar poate să vină și el. Păi suntem la munte. Ah. În sfârșit plecăm. Corect. E... Să știi că m-am dus aminte că și la mine e discuție avansată pe subiectul ăsta. Deci, okay, cu muntele. Dar nu, vorbim mai târziu.